Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit de la patinoarul Dunărea, unde are loc finala mică a Cupei României la hockey. Se înfruntă CSM Galați și CSH Gheorgheni. Haideți să trec repede în revistă cele două formații. Formația din Gheorgheni evoluează în tricouri albe și shorturi roșii. Echipa gazdă CSM Galați, tricouri albastre și shorturi roșii. CSH Gheorgheni, numărul 33, în poartă Gheler Truțui, rezervă numărul 99, Zabolci Sacaci. Jucători, numărul 29, Marek Troncinski, numărul 26, Jolt Coșma, numărul 11, Cristian Sabo, numărul 18, Joe Basaraba, numărul 89, Sean Sendama, numărul 88, Robert Cibi, numărul 41, Matic Podlivnic, numărul 31, Eric Pance, numărul 60, Tero Koskiranta, numărul 87, Hinor Cergo, numărul 7, Timur Rasulov, numărul 84, Ciobanog, numărul 77, Peter Jolt, numărul 10, Arnold Silo, numărul 61, Gergo Biro, numărul 44, Nandi Feeș, numărul 93, Hunor Elekeș, numărul 8, Laszlo Barabas, numărul 16, Tibor Sara și numărul 17, Roland Benedek, antrenorul formației CSH Gheorgheni, domnul Zoltan Zilașii. CSM Galați în poartă cu Otto Onodi, rezervă numărul 16, Maghior Sopoș. Jucători, numărul 33, Mihail Ribalco, numărul 99, Ișvan Nog, numărul 25, Evgeni Skachkov, numărul 77, Sergei Paior, numărul 20, Constantin Makarov, numărul 34, Evgeni Emelianenko, numărul 38, Albert Polinin, numărul 17, Alexandre Neznamov, numărul 14, Denis Zabludovski, numărul 15, Vitali Kirichenko, numărul 10, Cătălin Berdilă, numărul 5, Zabolc Hildebrandt, numărul 82, Mircea Constantin, numărul 12, Anton Botoșnov, numărul 11, Patrick Maciala, numărul 55, Ciprian Țapu, numărul 7, Otto Biro, numărul 91, Adrian Irimia, numărul 9, Evgeni Limanski și numărul 6, Matias Biro, antrenorii formației gălățenei, Vadim Șahraiciuc și Cornel Chiriță. Alături de mine se află două legende ale hockey-ului românesc, precum și antrenorul secund al echipei naționale, Marius Randafir. Cele două legende sunt Cătălin Geru și Viorel Radu, doi oameni care au făcut enorm pentru hockey-ul românesc. Am să-i dau pentru prima oară cuvântul domnului Marius Randafir să spună câteva cuvinte, ce așteptări are de la această partidă și de la jucătorii potențialii selecționabili în echipa națională. De start al meciului, echipa din Galați a start bun de joc, ratând o ratare prin Zabludovski. Continuare avem una linie în angajament, în zona defensivă, Zabludovski noastră. În continuare în zona de atac, se continuare așteptăm un meci bun din punct de vedere tactic. Ambele echipe au demonstrat și în semifinală că au potențial. Doar neșansa a făcut acele două punte așa finală. Continuare să dau și punctul pe calitul în meci. Startul de meci. Bună ziua, vă salut pe toți. Și acum spunea și Marius, un început echilibrat, puține faze de poartă. Să sperăm că vom urmări un meci frumos, chiar cu multe goluri. Și cel mai bun să învingă astăzi. Pucul la cei de la Gheorgheni care pierd la linia albastră. Degajează Emelianenko până la Neznamov, combinație cu Kirichenko. Zabludovski intră în zonă, pasă în spate. Pentru moment au recuperat cei de la Gheorgheni. Aruncă pucul Emelianenko și recuperează echipa din Gheorgheni. Și un șut al extremei stângi de la CSS Gheorgheni, la Proghim Gheorgheni, în blocajul fundașului gălățean. Așa cum spuneam, să sperăm că vom vedea un meci frumos și cât mai multe goluri. O să-i dau cuvântul și colegului meu și bunul meu prieten, Radu Viorel, să vă spună și el câteva cuvinte. Mulțumesc frumos, bună ziua dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră.
După cât se vede, este un meci destul de echilibrat, iar din nou părerea mea că o să facă un meci foarte echilibrat portare. Aici o să fie, cel mai bun, o să câștige și cel mai în formă, bineînțeles. Da, un început de partid echilibrat, după cum ne așteptam. Cred că ambele echipe sunt prudente după ce au dat totul în meciurile care au hotărât finalistele. Au fost două meciuri echilibrate. Să spunem că formația din Gheorghene a întâlnit Corona Brașov, a fost învinsă cu 7-4, în timp ce CSM Galați a fost învinsă la limită cu 3-2 de Sport Club Miercurea Ciuc, după un meci extrem de intens, un meci care s-a disputat de la o poartă la alta până în ultimele secunde ale partidei, cu evoluții foarte bune ale celor doi portari, cum spunea și domnul Viorel Radu. Atât Otto Onodi cât și Orsa Dorian au apărat absolut extraordinar. Ei provin din aceeași școală de portari, cea de la Miercurea Ciuc, ambii din Miercurea Ciuc. Însă avem portari foarte valoroși în campionatul nostru și acest Gheler Cruțui, portarul formației din Gheorgheni, care a apărat extraordinar în meciul de campionat câștigat de CSH Gheorgheni cu 2-1. Angajament din treimea formației CSH Gheorgheni. Iată că CSM Galați nu a mai început la fel de furtunos ca în partida cu Sport Club Miercurea Ciuc. Joacă mai așezat, iată cum Ruțui reușește să blocheze pucul. Îi mai dau microfonul, îi predau domnului Marius Randafir să mai spună câteva considerații tehnice despre așezările celor două echipe. Ce credeți că ar trebui să facă echipa care va învinge? Care vrea să învingă mai mult sau care poate are armele necesare? Să învingă cea mai multe goluri. La momentul ăsta este continuare un joc echilibrat. În început de joc echilibrat, am trebuit să facă Gheorgheni încearcă, echipa din Gheorgheni încearcă să acopere foarte mult zona neutră. În angajament, în zona ofensivă ofensiva echipei din Gheorgheni. Echipa din Gheorgheni este în atac, încearcă o rotație la un colț și o intrare în spatele porții spre fața porții. Un șut pe poartă, unul din reușește să pareze. Și schimbările de linie, Galațiu va intra cu linia întâi, încearcă ieșire din zonă controlată, reducat, Gheorghiu s-a așezat 1-2-2, ciprit, a căpărit foarte mult din zona de mijloc a terenului. Trebuie să găsească soluții pentru că din zona asta este foarte bine, un chip-out. Dau microfonul și domnului Cătălin Geru, pe care l-aș întreba de ce credeți că sunt atât de prudente ambele echipe după ce au jucat totuși foarte deschis în meciurile în care s-au decis finalistele. Probabil acestea sunt indicațiile celor doi antrenori. Asta e părerea mea. O eliminare acum pentru cei din Gheorgheni și vom avea superioritate 5-4. În acest moment să spunem că au trecut 9 minute din prima repriză. Neznamo la puc. Pasează la Kiricenko. Kiricenko șutează la poartă. Pucu trece pe lângă poarta apărată de Ruțui. Și gol în tot deviere. Neznamov este creditat autorul golului, a încercat o pasă în fața porții,
deviată de fundașul celor de la Gheorgheni și echipa CSM Galați conduce cu 1-0. Domnule Viorel Radu, 1-0 pentru CSM Galați. Cred că autor al golului va fi creditat Alexandru Neznamov, chiar dacă pucul a fost deviat. Domnule Viorel Radu, spunea că portarii vor face diferența. Credeți că Gheler Truțui ar fi putut para acest puc? Da, e adevărat, la meciuri echilibrate portarii fac diferența, dar aici a fost un gol norocos, să fim realiști. Truțui este un portar destul de bun și se poate întâmpla la orice nivel și oricând. Da, este foarte bun pentru formația Galățeană, care a reușit să deschide scorul, când după 1-0. Să vedem acum cum vor sta în defensivă colegii Bădân Șacraiciuc sau lui Cărdan Chiriță. Formația Gheorgheni și ce va reuși. Acum o trecere cu Mircea Constantin. Mircea Constantin a încercat să înscrie, să trimită pucul pe postul scurt, adică să înscrie în vincul din postul scurt. Era o execuție dificilă, domnul Gheru, nu? Da, pentru un portar valoros la Ruțui era greu de crezut că Constantin va înscrie în acea poziție, era de preferat o pasă în fața porții, dar el a mizat poate pe faptul că Rupi a plecat cu topaț și a încercat o execuție de finețe, din păcate nu i-a reușit. Acum o accidentare a unui jucător de la Gheorgheni. Simte jucătorul numărul 26, Cosma, de la Gheorgheni. Jucătorul echipei CSM Galați ieșit la banca de pedepse, prezent că va fi penalizat. Arbitrii au considerat că a fost regulamentară intervenția lui Makarov să ia angajamentul din zona de atac al echipei Galați. O accidentare nedorită pentru componentul echipei naționale, joc Cosma. Dar se întâmplă în hockey și l-aș întreba pe domnul secundă de echipă națională, domnul Marius Randafir, astfel de evenimente sunt ceva obișnuit în hockey, nu? Evenimente sunt... Șut și gol. Extraordinară pasă și mare în poartă acolo. Corect. 2-0 pentru CSM Galați. Dar dacă nu s-au repezit practic peste adversari, jucătorii cu pe gazdă au reușit să puncteze de două ori, ceea ce este foarte bine. Putem spune că CSM Galați a luat o opțiune în proprie pentru a face în locul 3 această Cupa României, organizată aici la Galați pe patinoarul Dunărea. Sergei Paior a înscris golul 2 pentru un CV important. Strălucitor pe Sergei Paior, unul dintre cei mai tehnici hockeyiști în locul formației CSM Galați. De fapt, această primă linie, Mihail Rybalko, Ișvan Nagy, Evgeni Skaczkov, Sergei Paior și Constantin Makarov
este unul dintre punctele forte ale formației Golețeni. Se aude fluierul celor doi arbitri. Spunem că această partidă este condusă la centru de cei doi cavaleri ai fluierului din Belarus. Albert Polinin a fost eliminat acum 2 minute pentru agățare. Deci Vladimir Nalivaico și Miroslav Iareț, cei doi arbitri, care unul dintre cei doi este și arbitru, cum se spune, cum zice la marele competiții ale noastre membri, marele competiții de hockey. Formația Golețeană va trebui să reziste în această inferioritate numerică. Va fi dificil, dar experiența elevilor lui Vadim Șahalatic s-ar putea să se dovedească de cusine. Aș vrea să mă întreb pe domnul Cătălin Geru, credeți că acest avantaj la începutul meciului de 2 goluri a formației Golețeană s-ar putea dovedi decisiv? Mă abțin să mă pronunț că ar fi decisiv. Să nu uităm că și Brașov a avut 4-0 și cei din Gheorgheni au avut o revenire chiar neașteptată, 4-3. Și chiar mă așteptam, au puterea să întoarcă rezultatul, numai că nu de la ce am spus. Și a mărit diferența la 5-3 și practic au reușit să decide soarta meciului. O nouă eliminare pentru echipa din Galați și va fi o sfârșită de 5 contra 3 pentru echipa din Gheorgheni. A fost vorba de piedică. Eliminat jucătorul cu numărul 5, Hildebrand, exact, pentru piedică am fost eliminat Hildebrand. Așa cum spuneam, va fi o dublă superioritate de 5 contra 3 pentru echipa din Gheorgheni. Să reziste formația, dar pentru piedică a fost eliminat Jabolc Hildebrand. Cu doi oameni minus pe gheață, formația Golețeană va trebui să reziste atacurile echipei din Gheorgheni, pe canadian Sean Senama, jucătorul cu numărul 89, tânărul, a sunat pentru hockey, 24 de ani, și chiar la prima experiență europeană. Acum blochează foarte bine la corpuri scurt, blochează puckul Otto Onodizi și Otto Block, portarul care a avut o contribuție decisivă la primul titlu cucerit de titlul Galați de Dunărea în 2015. Angajamentul dintre ei mea formației Golețene. Din nou canadianul Sean Senama. Plimbă puțul. Am să-i întreb pe cei doi invitații. Mi-e parcă cele două echipe, ritmul e destul de scăzut. Par puțin obosite, domnule Viorel Radu, nu vi se pare? De cadată cam așa pare, dar să ține cont că au fost 3 zile de meciuri și efort destul de mare și se vede. Dar până acum Galațiu au fost puțin mai insistenți pe poartă și au reușit să fructifice 2 goluri. Dar meciul este deschis, jocul este plăcut, sperăm să vedem ceva foarte frumos. Da, iată cum au trecut mai bine de 13 minute din prima repriză, mai sunt mai puțin de 7 minute din prima repriză și CSM Galați conduce pe CSH și Gheorgheni cu 2-0. O nouă pedeapsă pentru CSM Galați, mai mulți jucători pe gheață. Abia inspirați din nou ce se negălească și în partea cu scopul Mircurea Ciuc evoluează în cea mai mare parte a timpului cu mai puțin jucători pe gheață. Se poate resimți în efortul depus de ceilalți hocheiști, domnule Geru? Înțeles, pentru că antrenorul de multe ori decide în 3 și în 4 să joace în aceiași jucători și cu siguranță acest lucru se resimte pe parcursul jocului. Prioritate
5-3 pentru echipa din Gheorgheni. Șutează fundașul la poartă. Respinge unul de... Cred că recuperat de echipa din Gheorgheni. Din nou un șut la poartă și unul de... reține cu siguranță cupul expediat de poartă. Domnul Marius Randafir, l-am întrebat și pe domnul Cătălin Geru dacă echipa gălățeană ar putea resimți acest efort depus de ceilalți jucători din cauza faptului că evoluează mai rău în inferioritate numerică. Cred că echipa gălățeană este pregătită, s-a pregătit foarte bine pentru această competiție. Tot luat din energie eliminării, din energiile jucătorilor. Încă o fază periculoasă în fața porții. Lotto reușește să rețină pucul și va fi un nou angajament în zona de apărare cu Galați. Pentru acest angajament. Bloc din partea echipei Gheorgheni, încearcă să așeze atac, un șut spre poartă, reușește Otto să respingă. Echipa din Gheorgheni recuperează pucul, din nou pun pucul pe poartă, Bertilă reușește a intra și Hildebrand. Portată ieșirea pe contraatac, echipa din Gheorgheni recuperează din nou pucul și din partea 30, un nou atac, profitând de... secundele care le mai au din această superioritate. Apărare agresivă în piche a echipei gălățene. Repun presiune pe cei din Gheorgheni, ne lăsând în spațiu. Acum la puc reușește o pasă. Puc, tălpâit în apărare. Din nou pucul la echipa din Gheorgheni. Se pune pucul pe poartă, Otto reușește, are o intervenție cu piciorul drept. Nu reușesc că gălățenii să iasă în zonă. Dar nici nu i-au lăsat pe cei din Gheorgheni să-și aseze atacul, reușind doar două șuturi formate din Gheorgheni în acest piche. Echipa din Galați evoluează în 5, un șut spre poartă prins de Otto. Moment bun pentru echipa din Galați de a schimba liniile. Intră pe gheață linia a treia cu Constantin Hildebrand. Maciala se participe Neznamov în centru. Angajament în zona defensivă a echipei din Galați, câștigat de echipa galățeană, în mod la puc, se încearcă ieșirea din zona de supresiune. Echipa din Gheorgheni, Forcep, reușesc gălățenii să controleze pucul, sunt în zona neutră, un puc spre zona ofensivă. Constantin ajunge primul la puc, ceea ce creează un avantaj pentru echipa galățeană, reușește să câștige pucul în colț. Se încearcă punerea picului pe poartă, dar este deviat. Cei din Gheorgheni reușește să controleze situația din zonă. Regrupare în zona neutră a echipei gălățene. O pasă greșită, dar până la urmă ajunge cu puțin noroc la Butoșnov. Schimb de parte picul la Emilianenko, care aruncă picul în zonă pentru o intrare cu Mantinela, un rim. Maciala încearcă o pasă în fața porții. Apare totuși Zabudoscu la suport. Un șut pe poartă. Ruțu are o intervenție cu piciorul stâng. După Harbicanu, din momentul contraatac, se folosește, văd că foarte mult, în momentul ăsta de final de perioadă, aruncarea cu Mantinela în zonă, pentru a crea superioritate și a intra în zonă. Nu le... Echipa din Gheorgheni din nou încearcă un pressing.
Gălățenii recuperează Pucu, dar ar trebui calmat un pic această situație pentru a ieși din zonă. O să dau cuvântul acum în ce înseamnă să ai lângă tine un specialist, este mare lucru. Așa zice specialist. Eu am să-i predau microfonul domnului Cătălin Giurgiu să tragă, poate să tragă concluziile vis-a-vis de ceea ce a văzut până acum în această partidă la ambele echipe, atât la acest Senegalați cât și la acest HC Gheorgheni. Da, după un început prudent al ambelor echipe, după Gălățean a anunțat două ocazii de gol și am auzit scorul pe tabela la 2-0. Referitor la echipa din Gheorgheni, au avut două superiorități de 5 contra 3. Dacă în meciul cu Brașov au reușit să marcheze, cred că de două ori în superioritate, acum cu echipa din Galați nu au reușit acest lucru. Și acum echipa din Gheorgheni va juca în superioritate numerică în ultimele două minute noastre din prima repriză. Domnul Radu Viorel, dumneavoastră, cum vi s-a produs această repriză? Au dominat-o din punct de vedere tactic jucătorii de la CSM Galați? Nu-i neapărat asta dominare tactică, cât o repriză echilibrată după cele două goluri marcate de Galați. Au avut loc și multe penalități. Gheorgheni automat trebuia să se deschidă pentru a ieși la joc, să fie mai insistenți pe poartă, să mai reducă din handicap. Mai sunt 1 minut și 32 de secunde din prima repriză. Vă reamintesc că CSM Galați se conduce pe acest HC Gheorgheni cu 2-0. Golurile reușite de Dinamo și Paior pentru CSM Galați. Gheorgheni nu a reușit să înscrie, asta și pentru că s-a apărat foarte bine CSM Galați și Ote Onodi a fost extrem de atent. CSM Galați recuperează Pucu. Ochiștii de la Gheorgheni. Cred că CSM Galați așteaptă, ochiștii de la CSM Galați așteaptă venirea pauzei. Este ultimul minut al primei reprize. Confruntare echilibrată, dar ochiștii de la CSM au reușit să speculeze două momente importante și să înscrie de două ori. Este drept că și șansa face parte din joc. Dar important este cine reușește să, în termen să spunem popular, să bage de mai multe ori pucul în poartă. Refine acum pucul Gellert Ruțui. Sunt 28 de secunde din prima repriză. La finalul acestei dispute, la finalul meciului, am să-l întreb pe domnul Marius Landafil cu ce jucători a remarcat din cele două echipe, potențial selecționabil din echipa națională. A scris un nume, domnul Trădafil, vom vedea la final, cum este vorba. Ultimele secunde ale reprizei. Șut de la distanță și blochează pucul Otto Onodi. Pauză după primele 20 de minute. CSM Galați conduce pe acest HC Gheorgheni cu 2-0. Au marcat Neznamov și Paior. Vom reveni după pauză cu transmisiunea live a acestui partid.
și ACSH Gheorgheni. După primele 20 de minute, formația gălățeană conduce cu 2-0. Goluri marcate de Denznamov și Paior. A fost o repriză echilibrată, însă hocheiștii gălățeni au reușit să speculeze două momente favorabile și să placeze pucul în poarta lui Gellert Ruțui. Alături de mine se află antrenorul secund al echipei naționale, domnul Marius Trandafir, Cătălin Geru și Viorel Radu. Le mulțumesc, două legende ale hocheiului românesc. Acum microfonul domnului Marius Trandafir să ne spună ce crede că se va întâmpla în continuare în această partidă. Bună ziua din nou. Nu știm ce se va întâmpla în această partidă în continuare. Pot să vă spun că acest start de perioadă, Galațiul este în atac. Deja a pus de două ori pucul pe poartă și aruncă foarte disperare puțin din zonă. Degajare interzisă, schimbare de linie la echipa gălățeană. Este un moment bun acum al echipei gălățeană, contra de aproape un minut și jumătate, Gheorgheniu evoluează cu aceeași linie. Angajament în zona de atac a formației din Galați, Zabudovski la angajament. Un bloc acolo, Kiricencu luptă pentru puc. Pucul este aruncat din nou în zonă, formația gălățeană încearcă să pătrundă Neznamov. Este blocat acolo de jucătorul cu numărul 44. Gheorghenie eliberează zona de apărare. Galați încearcă o regrupare în zona neutră. O pas puțin în spate al lui Emilianenko. Galați patinează în zona neutră. Reușește o pasă spre Zabludovski, care intră în zonă. Galați controlează pucul în zona de atac al formației harghitene. O rotație în colț. Zabludovski în spatele porții. Neznamov patinează pentru a primi un puc, din nou în rotație, se pune pucul pe poartă, Ruțui reușește după o intervenție, Galați rămâne în ofensivă, va trebui pus pucul pe poartă mai mult, acum ținând cont că formația din Gheorgheni deja n-a reușit să facă schimbare de linie, acum un joc cu prosa ridicată, moment bun pentru ambele formații de a schimba liniile, o să dau cuvântul mai departe colegului meu Cătălin. Geru urmează un angajament în zona neutră. Bună ziua din nou, da, un început bun al echipei din Galați. Doar de 2 minute și jumătate au fost în zona de atac. Mai tot timpul, 2-3 și după poartă, care l-au evidențiat din nou pe roții portarul celor din Gheorgheni. Acum cu în zona de apărare, face pressing echipa din Gheorgheni, aruncă pucul din zonă pe Cătălin Berdulă și offside în acest moment. La fel, dat întrebarea jocului pentru poziție din afară de joc, offside. Unul din atacanții pe din Gheorgheni în zonă. În
Da, lucrurile, cum se spune, curg bine pentru formația gălățeană. Echipa din Gheorgheni pare nu numai obosită, ci și fără acea luciditate necesară pentru a reuși să revină, să scrie, să introducă odată pucul în poarta formației gălățene și apoi să spere. Și echipa gălățeană este extrem de prudentă, ce am văzut până acum. Iată acum a fost offside. O angajare interesantă. Prima linie Galați a aflat pe gheață, adică Rybalko, Noghi, Skaczkov, Pajor și Makarov. Acum este linia a doua a formației gălățene, Emelianenko, Polin, Nezmanov, Neznamov, Zabludovski și Kirichenko. Vreau să-l întreb acum pe domnul Marius Randafir, ce ați face dacă ați fi antrenorul formației din Gheorgheni? Dată comentez împreună cu dumneavoastră. Bun, încearcă o recupare. Care recuperează tot, încearcă să calmeze. Los pentru poarta lor, CB Robert în fața porții, acolo se ruptă pentru cup. Iasă la contraatac, este o situație de 2 contra 2. Gheorghini se retrag greoi pe 2, dar reușește să recupereze cupul. Din nou zona neutră, formația chiar că aruncă moment pentru a schimba liniile. Trec la pressing. Foarte bine la 2-0. Jocul nu este terminat. Se joacă cursiv de câteva minute bune, cu schimbări rapide de linii. Pucul la formația din Gheorgheni, care nu reușește să de pucul în zona neutră. Sta Maciala, într-o situație foarte bună, o pasă încearcă pentru Butoșnov, care a întârziat câteva fracțiuni de secundă pucul la echipa din Galați. Bertilă într-o situație bună de a pune pucul pe poartă. Șut nu ajunge la rebound, la faza a doua Butoșnov întârzia puțin, Galați rămâne în pressing. Constantin reușește un forechecking foarte bun. Recuperează pucul de Maciala, vine la dublaj. Un 2 contra 1 în colț, 2-2, acum reușește să aducă al doilea om Gheorghenu și scapă pe contraatac cu un pinch al lui Noghi, care pune formația din Gheorgheni pe contraatac. Pajor a reușit să facă o repliere bună. Pucul în colțul zonei defensive a echipei din Galați. Reușesc până la urmă gălățenii să controleze pucul. Moment bun pentru a crea atacul, pentru a crea ieșirea din zonă. Vine foarte bine jucătorul cu numărul 25, lasă pucul. Foarte moment bun de ieșire din zonă, din nou aceeași pasă greșită care îi pune în dificultate în zona de apărare pe formația gălățeană. O să rog pe Cătălin să continue în continuare comentariu. Meci echilibrat în continuare, Cătălin. Într-adevăr, după primele 2-3 minute în care CSM Galați a dominat jocul, echipa din Gheorgheni a echilibrat această repriză și
pot să spun că e o repriză care pe care acum faze la ambele porți. Și să sperăm că vom mai vedea și goluri pentru frumusețea acestui joc. O pasă fundașul și am scăpat o ocazie mare a echipei din Gheorgheni, a scăpat pocul atacantul echipei din Gheorgheni și Otto Onodi a reținut pocul cu ușurință. Angajament în zona de apărare a echipei CSM Galați, Sara și Paior sunt la angajament. Câștigă și cotorul din Gheorgheni, pas la fundaș. Fundașul șut la poartă, respinge Onodi. Luptă pentru, o luptă acelor pentru puc. Pucul este recuperat de Makarov. Pas cu o linie mai departe către Neznamov, care greșește pucul. Și echipa din Gheorgheni aruncă pucul în zonă pe poarta lui Onodi. Paior la puc. Pasă în spate cu Makarov, șut și reține cu siguranță Ruțui. Să-l întreb și pe colegul meu, Viorel, cum ți se par momentele acestea de cursivitate a jocului? A crescut puțin ritmul la repriza aceasta. Da, meciul e destul de cursiv. Amândouă echipe sunt insistente pe poartă, un plus l-au adus portarii ambelor echipe, destul de în formă astăzi. Și sperăm să vedem un meci frumos în continuare, de abia la jumătatea meciului ne aflăm. În continuare, echipa din Gheorgheni controlează pucul, un chip out, un chip în zonă. Primii la puc Gheorgheni, Galațiu nu reușește să acum Maceala și scapă singur Constantin, se încurcă puțin în puc. Se întâmplă. Echipa din Galați se apără în zona neutră, forțând echipa din Gheorgheni să care pucul printr-un jucător. Șut și Otto răspinge pucul, care sare și deviază în tribună. Pucul a lovit în cască. Văd că arbitrul discută puțin cu Onodi, nu sunt probleme. Angajament în zona defensivă a formației din Galați. Zabludovski la angajament pentru formația noastră, pierde angajamentul. Kiricenko a întârziat o fracțiune de secundă blocarea șutului. Cei din Gheorgheni după pucul în colț încearcă transversarea zonei cu o pasă de a muta atacul, nu reușesc. Aruncă pucul fără adresă în zonă. Galațiu încearcă să creeze ieșirea din zonă. Neznamov are o viteză foarte bună, acest jucător reușește să intre cu pucul în zonă. Duce pucul în spatele porții. Rămâne echipa gălățeană în pressing. Direct în zona neutră, în zona liberă. Se trimite o pasă care... Acum pucul revine la echipa gălățeană. Zabludovski în zona neutră. Iar o pasă greșită în zona neutră. Ceea ce pune pe contră formația din Gheorgheni. Șut și gol! Deci, un jucător nemarcat acolo reușește să tragă la poartă, să văd exact ce număr. Jucătorul cu numărul, văd bine Cătălin, 31. Dar s-a creat o breșă în apărarea gălățeană. Pancev a creat o breșă în defensiva gălățeană, jucătorul a fost liber, șut, la semi-înălțime, fără șansă pentru Onodi. Cum am zis și am zis și eu și Cătălin, mai devreme, meciul nu este jucat, orice se poate întâmpla la hockey la 2-0. Rămânem în continuare conectați, vă rugăm frumos să rămâneți alături de noi pentru a vedea un meci de hockey atractiv. O să dau în continuare cu cuvântul domnului moderator acestei emisiuni. Aceste transmisiuni, da, nu este nicio problemă. Am scris pentru formația în Gheorgheni, slovenul Eric Pance,
un jucător adus destul de recent. Slovenia, o țară care a crescut mult în hockey, din ce știu, în ultima perioadă. Iată acum un atac foarte periculos și Otto Onodi reușește să rețină pucul. A fost numărul 10, Arnold Silă, de la CSH Gheorgheni, din ce în ce mai periculoasă CSH Gheorgheni, mi se pare, dovadă că și-a și reușit să reducă diferența pe tabela de marcaj. Formația gălățeană a evoluat la așteptare. Aș vrea să-l întreb pe domnul Cătălin Geru, este periculos acest joc la așteptare? Nu știu dacă am putea spune că e jocul la așteptare. Au fost faze de la o poartă la cealaltă. Golul echipei din Gheorgheni a venit din nou pe o greșeală a jucătorilor gălățeni, un pas greșit. Ca și meciul cu Mercurea Ciuc și a prins pe contraatac. Faza de altfel foarte frumoasă, gol frumos înscris de jucătorul numărul 31, jucătorul sloven, care, din câte mi-aduc aminte, a înscris și meciul cu Brașov, cred că două goluri, un jucător prolific. Un jucător, un atacant, care, asta e meseria, să înscrie la orice ocazie avută. Da, să spun câte ceva despre Eric Pance, marcatorul formației din Gheorgheni, are 29 de ani, 1,78-80 de kg, a mai evoluat în Suedia și în Ungaria și a venit în acest an, 2020, la CSH Gheorgheni. În continuare, echipa din Galați controlează pucul, o situație bună de atac și gol Constantin pe o situație bună de atac, un pas al lui Hildebrand în fața porții și Constantin înscrie printre picioarele lui Ruții. Scorul devine 3-1, o reacție foarte rapidă a formației gălățene, care a marcat, a reacționat rapid după primirea golului, ceea ce le dă un ascendent moral pentru continuarea acestei perioade. Dar sportind vorbind, în continuare se joacă. Meciul se rea de la centru. Mai sunt 8 minute și 24 de secunde. După înscrierea golului, formației din Harghitene a crescut puțin ritmul, ceea ce e bine pentru hockey. Avem în ambele echipe jucători de valoare. Domnul Trandafir, a venit acest gol la timp pentru CSM Galați ca să refacă diferența de două goluri și să instituie puțină liniște în tabăra gălățeană? Deci la hockey, domnul Chifu, nu este liniște decât când fluieră arbitru. Până atunci trebuie să se fie concentrare maximă. A fost o reacție foarte bună la golul primit. Deci echipa gălățeană a plecat pe atac, a pus presiune pe poartă. Cred că acum, în aceste momente, Gheorgheniu reușește să intre în zonă, a cercat o combinație, dar nu a reușit, un cycling în colț. Emilianenko încearcă să elibereze zona, nu reușesc, o pasă. Cibi Robert fără marcaj, are o posibilitate bună de a pune pucul pe poartă și o face, dar Onodi reușește să rețină pucul. Va urma un angajament din zona defensivă. Linia întâi a formației gălățene va fi la angajament. Pe partea cealaltă va fi Sara. Cum vedea, reușesc harghitenii să câștige pucul, dar jucătorul cu numărul 25 al echipei gălățene insistă, nu recuperează. Recuperează pucul doar în zona neutră, Paior. Gălățenii încearcă un regrup în zona neutră, reușește o deviere și introducerea pucului în zonă. Formația gheorghiană, 1-1, o situație cu o blocare a lui Ribalco. Pucul la formația gălățeană, o situație.
situație de 2 contra 2. Încetinește puțin jocul pentru a ia o pasă bună pentru Noghi. Se pune Pucu pe poartă, o deviere, Ruțu nu reușește să rețină Pucu, care merge spre colț. Formația din Gheorgheni are o situație foarte bună de contraatac, 3 contra 2, dar vin și gălățenii pe backchecking cu Makarov, care s-a repreia foarte bine. Este o cursivitate foarte bună a meciului. Ambele echipe e un ritm bun de patinaj. Constantin la Puc. Nu reușea, a încercat schimbarea direcției, dar nu a reușit. Echipa gălățeană rămâne în apărare în zona neutră. Închid foarte bine, foarte bine s-a închis la această fază culorul. S-a recuperat Pucu pentru a crea un contraatac pentru Maceala, care nu reușește să controleze bine Pucul în situația de 1-0. Rămân gălățenii și închid bine zona neutră la acest moment, în acest moment. Reușește să câștige Pucu și a plecat pe contraatac. Maceala în colt. Pierde Pucu, nu a avut un suport foarte bun ofensiv. Va urma o eliminare, bănuiesc că Maceala va fi eliminat. Ruțu i-a părăsit poarta, echipa din Gheorgheni acum este în situație de 6 contra 5. Încearcă să intre singur în zonă jucătorul cu 41, să spargă blocajul formației gălățene din zona neutră. Pucul în colț și cred că se va opri jocul. Va urma o eliminare la formația noastră, cred că jucătorul cu numărul 11. Dar să fiu, să așteptăm un pic să vedem exact. Da. Vă rog frumos, da, jucătorul cu numărul 41 de la CSH Gheorgheni este Malik Matic Podlibnik, un slovac, un jucător extrem de interesant. De fapt, în linia a doua lui CSH Gheorgheni sunt trei stranieri. Patrick Maceala a fost eliminat după pentru piedică, după cum spunea și domnul Marius Randafir. Deci Matic Podlibnik, numărul 41, 31, Eric Pance, sloven. Deci un slovac, un sloven și un finlandez. Numărul 60, Tero Koskiranta, unul dintre cei mai interesanti stranieri din Liga Națională de Hockey. În continuare, scorul este CSM Galați 3, CSH Gheorgheni 1. Recuperează Pucul acum hocheiștii de la CSM. Paior, Neznamov, Neznamov se întoarce. O nouă eliminare. De data aceasta din tabăra formației CSH Gheorgheni. Marek Tronchinski, cehul Tronchinski a fost eliminat pentru 2 minute, astfel că cele două formații vor evolua cu câte 4 jucători de câmp. Combinații acum, Neznamov. Neznamov încearcă să-și depășească adversarii. L-au agățat însă foarte bine Pucul, hocheiștii de la CSM Gheorgheni. Din nou Neznamov, foarte bun patinator și mânuitor al crosei și Pucului. Acum blocat Neznamov de un adversar. Mai sunt 4 minute, în continuare 4-4 după eliminările care au avut loc. Formația din Gheorgheni se încearcă să pătrundă în zonă individual. Reușește să ducă Pucul în colț. Un moment periculos la poarta gălățenilor, șut, Pucul atinge casca portarului gălățean și meciul va fi întrerupt. În jocul de 4-4 se creează mai multe spații, ies la rampă jucătorii care dețin un bagaj tehnic și un patinaj foarte bun. Se creează spațiu mare pe teren, angajament în zona defensiva a gălățenilor, care pierdă Pucul. Pucul este scos la fundaș, la fundașul celor din Gheorgheni. Gheorghenii se retrag într-o apărare în zona neutră, 1-1-3.
și Galați îl aruncă, încearcă să intre în zonă, dar a pus puncul pe poartă, jucătorul cu numărul 25. Un mic conflict în dreptul băncilor de rezerve. Biro Gherghiu de la Gheorgheni. Se întâmplă, se joacă pentru o medalie, tensiunea este în continuare. Mai avem 3 minute și 42 de secunde din această perioadă. Angajament în continuare. Jucătorul cu numărul 25 și Makarov 20 la angajament din partea gălățenilor. Un aliniament câștigă, dar este blocat, un blocaj foarte bun a celor la Gheorgheni. O pasă și un puc pe poartă, Ruțui are o intervenție bună, un contraatac. Nu reușesc, a fost foarte bine presiunea pusă pe back-checking a lui Makarov în zona neutră. Ar trebui să liniștească un pic cei din Galați, o și fac, sunt în 5. Bănuiesc că vor duce pucul pentru a crea o nouă ieșire din zonă. Au o situație de power play, un puc greșit, care pune în situație de atac pe cei din Gheorgheni. Pucul în zonă, ar trebui să gălățenii să recupereze pucul. Acum au recuperat pucul, au plecat la atac. O intrare în zonă, în momentul acesta se joacă 5-5. Foarte bine a oprit Emilianencu, un puc care putea să declanșeze un contraatac al formației din Harghita, o pasă în fața porții, bară, pucul rămâne la formația gălățeană, încearcă să creeze un atac pozițional, pucul este în colț, acum controlează bine pucul, este, din nou se aruncă în colț, ar trebui jucătorul cu număr 25 să fie primul la puc, reușește. Reușesc harghitenii să plece pe contraatac, o situație de contra 2, 3 contra 2, dar Makarov venea foarte bine, am observat în aceste câteva minute că Makarov se repliază foarte bine, pune și presiune în zona centrală, în zona neutră, mă scuzați. Pucul este în zona de atac a formației gălățene, din nou o pasă imprecisă, place jocul în aceste momente ochiului, are cursivitate. Zabludovski se mută pucul și gălățenii încearcă să iasă din zonă, o pasă pe sus, acolo Kirichenko în pressing, reușesc din nou harghitenii să fie primi la puc. Ultimele minute, o să dau legătura din nou domnului moderator, ultimele minute. Ultimul minut al partidei, al reprizei. Ultimul minut al celei de-a doua reprize. În continuare, CSM Galați conduce cu 3-1 pe CSH Gheorgheni. O repriză echilibrată, frumoasă ca și ritm. Cred eu puțin mai frumoasă decât prima. Ca estetic vorbim. Iată acum Mircea Constantin pătrunde cursa și pucul, dar este blocat în ultimul moment, încearcă un atac rapid harghitenii, dar nu reușesc foarte bine să apără formația gălățeană. De fapt, bine s-a apărat în general CSM Galați în această partidă. A abordat-o altfel decât în meciul cu Sport Club Miercurea Ciuc. Mai atent în defensivă, mi s-a părut cel puțin. Și acum se aruncă în calea pucului, Cătălin Berdilă s-a aruncat în calea pucului în o apărare la sacrificiu, văzută însă destul de des în hockey. Mai sunt doar 8 secunde din această repriză, care are mari șanse să se termine cu acest scor, 3-1 pentru CSM Galați. Și pauză după două reprize, CSM Galați conduce pe CSH Gheorgheni cu 3-1, vom reveni după pauză. Thank you.
au înscris Neznamo, Faior și Mircea Constantin, respectiv slovenul Pance pentru formația din Gheorgheni. Alături de mine se află domnii Marius Trandafir, Cătălin Geru și Viorel Radu. Domnule Trandafir, două reprize echilibrate. Da, cum am afirmat și mai devreme, meciul de hockey se termină în momentul când fluieră arbitru, deci în continuare o să avem o repriză spectaculoasă. Început foarte bun de joc a ambele formații, cursiv. Pucul se află în zona de apărare a formației gălățene, care încearcă acum o ieșire din zonă controlată pe un încerce să surprindă formația din Gheorgheni când pe schimbare. Emilianenko la puc, la intrarea în zonă, la jumatea treimii. Va fi o eliminare, va fi un joc cu superioritate a formației gălățene. Pucul în colț. Cred că în momentul acesta va fluiera arbitru. Urmează o superioritate, un power play pentru formația gălățeană. Eliminat jucătorul cu numărul 88. Ferenc Robert Cibi, unul din jucătorii talentați a formației, tineri talentați a formației din Gheorgheni, care în scurt timp va ajunge, cred că, și la echipa națională. Linia întâi pe gheața formației gălățene pentru acest power play, Paior la angajament. Câștigă Paior și blochează, pucul ajunge la jucătorul cu numărul 25. Spune pucul pe poartă, bănuiesc că acum va urma o așezare în zonă pentru a crea breșă în apărarea formației din Gheorgheni. Urmează momentele de tatonare, pas, se încearcă punerea pucului pe poartă, nu reușește, este blocat, suport în colț. Makarov, 1-2-2, pucul este din zonă și va urma o regrupare a formației gălățene. Gheorgheni a schimbat un jucător, pucul la Makarov, bănuiesc că va intra în zonă singură, schimbă direcția de joc până la jucătorul numărul 25, Makarov încearcă să recâștige pucul, puțin nu reușesc gălățenii să fixeze formația din Gheorgheni, 2-2 în colț, reușesc din nou Gheorghenii, formația din Gheorgheni să arunce pucul, bănuiesc că vor schimba gălățenii linia și vor încerca din nou o ieșire din zonă. Gheorgheniu a rămas în zona neutră în 2-2. Se intră în zonă, Neznamov pătrundere spre poartă. Nu a reușit să împingă pucul în poarta Ruțui. Pucul în colț. Mai au timp gălățenii să așeze 40 de secunde. Bănuiesc că va urma să pună pucul pe poartă. Ar trebui să pună pucul mai repede pe poartă pentru a crea puțină panică la poarta lui Ruțui. Bănuiesc că acum va urma șutul. Șut bun al lui Kiricenko, dar apără Ruțui. Din nou are o situație foarte bună, șut, bară! Și arbitru întrerupe jocul pentru joc în suprafața de protecție al portarului. Ce zici, Viorel, cum a fost acum șutul Ruțui? A intervenit destul de bine, bănuiesc. Da, a fost mascat, nu a văzut și a fost și împiedicat în careul portarului. Ce să vă zic, două reprize foarte bune, cu o risipă mare de energie. Un meci foarte frumos. Cine este mai pregătit, repriza asta o să vadă la sfârșit. Atacă formația gălățeană, acum blocat, Anton Botoșnov a încercat să trimită pucul spre poarta lui Ruțui, în continuare 3-1 CSM Galați, CSH Gheorgheni. Cred că nu ar fi supărat niciun suporter al echipei CSM Galați dacă s-ar menține acest scor până la final. Dar în hockey se pot întâmpla multe chiar și într-un minut, chiar și în 30 de secunde, vă aduceți aminte acea semifinală de poveste Dunărea Galați cu Corona Brașov.
Meciul este întrerupt. Onodi a blocat un puc care a venit spre poartă. Urmează un angajament din zona defensivă cu Paior la angajament. Linia întâi. Linia întâi pe gheață. Nu pierdem se pierde angajamentul, nu reușește să blocheze pucul. Din nou puc spre poarta lui Onodi și o nouă intervenție a portarului nostru. Au două, trei angajamente la rând când formația harghiteană este în zona de atac. Încearcă să pună presiune. Dar nu e normal, trebuie să marcheze pentru a reveni în joc. Șascov, acolo un clinch cu Noghi. 2-2 în colț, jucătorul harghitean câștigă pucul. A venit la suport și un contraatac rapid a formației din harghitene, dar nu a avut un suport pentru zona ofensivă. Va urma o eliminare la formația gălățeană. Pune pucul spre poartă, nu prinde cadrul porții. Din nou acum formația harghiteană bănuiesc că va încerca să așeze, să fixeze puțin formația din gal. Din nou pucul spre o deviere în fața porții și o intervenție foarte bună a portarului gălățean. Formației gălățene, harghitean, dar formației gălățene, Onodi Otto. Am văzut și un gest nesportiv mai devreme. Jucătorul cu numărul 61 de la CSH Gheorgheni, Gheorghe Biro, a dat cu pumnul aici în geamul din banca, de la banca de rezerve și el a spart. Nu cred că cei doi arbitri au sesizat acest lucru, însă l-am văzut foarte nervos pe jucătorul cu CSH Gheorgheni și în repriza a doua. Este păcat că există și astfel de gesturi, dar se întâmplă când există tensiune mare, mai ales că se joacă pentru medalia de bronz a Cupei României. Angajament din treimea formației gălățene, câștigat de elevii lui Vadim Șahraiciuc. Atacă însă CSH Gheorgheni. CSM Galați în efectiv complet. Pucu
Cercu se află în zona de atac. O pasă foarte bună la bara a doua și ajunge puțin cam târziu jucătorul cu numărul 25. Pucul se află în zona de atac a formației gălățene. Constantin se află în spatele porții. Un schimb foarte bun de poziții. Pune pucul pe poartă, dar nu prinde cadrul porții. Din nou gălățenii se află în colț. O situație de 3-3 din care Constantin a avut o situație, o șansă, dar agață. Și va urma o eliminare la formația gălățeană, o nouă superioritate din partea pentru formația harghiteană. Angajament. Acum echipa harghiteană se află în power play. Pucul se află în colț, încearcă să arunce pucul din zonă formația gălățeană. Harghitenii recuperează pucul și bănuiesc va urma o așezare adversară. Pune pucul pe poartă cu aglomerare mare în fața porții, reușește, dar reușește Onodi să respingă. Urmează acum o eliminare la formația din Harghita și va fi un joc de 4-4. Viro Gergio, care a avut, este cam nervos începând repriza a doua. Schimbarea liniilor de fundași la Galați. Intră Emilianencu și Polinin. Vor fi multe minute tensionate până la final. Recoșează pucul în afara zonei. Formația gălățeană încearcă o regrupare, se pierde pucul. Aruncarea pucului în zona ofensivă pentru cei din Harghita. Recuperează acum gălățenii și încearcă o construcție a atacului. Neznamov de unul singur aruncă pucul în zona, ajunge primul la puc. Acolo o situație de 2-2 în colț. Jucătorul cu numărul 25, gălățean, controlează foarte bine pucul, o pasă foarte bună, un șut surpriză la poartă și o deviere a lui Neznamov, dar nu prinde cadrul porții. Linia gălățeană foarte ofensivă, foarte bine, pune un pressing foarte rapid în zona de atac, controlează și pucul foarte bine. Se pierde pucul, formația harghiteană are acum pucul, încearcă să pătrundă în zonă individual, a încercat acum jucătorul cu numărul 60, duce pucul în colț. Sunt doi gălățeni acolo la suport, pot recupera rapid pucul, ceea ce se și întâmplă. Emilianenko controlează pucul, o pasă lungă la linia albastră pentru Maceala și offside. Mai sunt 10 minute și formația gălățeană conduce în continuare cu 3-1. Este în continuare, se joacă 4-4, dar va urma peste câteva secunde un power play al gălățenilor. Pune pucul pe poartă, blochează din nou Otto. Formația gălățeană revine în formație completă, intră Makarov și linia întâi a formației gălățene este completă pe gheață. Urmează un power play cu angajament din zona de apărare a formației gălățene. Câștigă angajamentul. Noghi reverse, o pasă în spate pentru Makarov, Ribalco. Noghi caută soluții pentru jucătorul liber. Makarov de unul singur individual duce pucul în zonă, o pasă foarte bună în zona centrală. Jucătorul cu numărul 25 nu reușește să controleze pucul. Formația acum din momentul acesta, formația harghiteană evoluează și ea în formație completă.
sare pucul din zonă. Sare pucul din zonă, regrup în zona neutră. Pătrund Gălățeni în zona de atac. Este acolo jenat jucătorul cu numărul 6. Foarte bună pasă, șut, dar pucul lovește capul, casca portarului Harghitean Ruțului. Cuvântul domnului moderator al acestei transmisii. Da, priveam și banca de rezerve a formației din Gheorgheni, acolo se află și Atila Goga, fostul jucător al Dunării. Din ce mi-aduc aminte, Cătălin a jucat în ultimul tău sezon alături de Atila Goga, nu? Da, într-adevăr am jucat alături de Atila Goga la Galați, un ultim sezon încheiat cu câștigarea trofeului de campioană de către de noi. Un succes neașteptat pentru mulți, dar meritat. Un succes care a coroat cu primul titlu de campioană a echipei CSM Dunărea Galați. A fost acela și cel mai frumos titlu de campioană pe care l-ai luat, pentru că l-ai luat aici la Galați? A fost frumos că într-adevăr l-am luat la Galați. Cred că era singurul titlu care îmi lipsea, cel și cu echipa gălățeană, primul trofeu Cupa Romei din 1988, când am început activitatea la seniori, am luat la Galați, și cu un an în care m-am retras a coincis și cu câștigarea titlului de campion cu echipa Dunărea Galați. Mai sunt 8 minute și 50 de secunde. Ce crezi că se mai poate întâmpla? Puține goluri, numai 4 până acum, dar defensiva echipei gălățene s-a apărat bine CSM Galați, mai bine decât în partida cu Spurcul Miercurea Ciuc. Este și diferență de adversar, bineînțeles. Da, un meci echilibrat, un meci frumos, un meci care pe care, să spun așa, echipa din Gheorgheni ar trebui să atace mai mult dacă își doresc să reducă din scor, pentru a avea vreo măcar o speranță că vor putea întoarce rezultatul. Acum angajament în zona de atac al echipei din Gheorgheni. Câștigă Zabrudoschi câștigă pucul și echipa din Galați se află la puc, o pasă greșită a lui Emilianenko, o recuperează echipa din Gheorgheni. Multe pase greșite în acest schimb. Echipa din Gheorgheni încearcă construcția atacului, dar greșesc la pas, greșesc și cei de la CSM Galați, recuperează Sașcov Pucu, pierde din nou. Intră în zonă jucătorul cu numărul 11, o luptă pentru puc. Recuperează Makarov, un jucător cu o viteză impresionantă. Câștigă pucul, dar Noghi era în afara zonei de atac. Și gălățenii liniștesc un pic jocul pentru a permite schimbarea liniilor. Mai sunt 7 minute din această finală mică a Cupei României. Pucul se află acum se află în zona neutră. Harghitenii au pucul, încearcă să pătrundă, recuperează gălățenii. Un puc în zonă, o deviere foarte bună pentru Constantin, care e în unghi, dar pune pucul, reușește să pună pucul pe poartă, dar Ruțui are o intervenție bună. Urmează un angajament în zona de atac a formației gălățene. Zabludovski va fi la angajament. A apărut Limanski.
apărut Limanski pe gheață în formația noastră în aceste minute. Situație bună de a pune pucul pe poartă, șut și deviază cu cotorul crosei Ruțui. Foarte bun șut al lui Emilianenko. Formația harghiteană a întârziat ieșirea pe blocaj extremele harghitene, permițindu-i jucătorului din formația gălățeană să pună pucul la poartă. Din nou angajament, arbitru sesizează o problemă de aliniament, câștigă din nou formația gălățeană angajamentul, pucul este la Ribalco, se pune pucul pe poartă, Zabludovski a încercat o deviere, nu a reușit, pucul se află în spatele porții, recuperează harghitenii care vor forța pe final de perioadă, o deviere cu Mantinela și pucul intră în zona de atac a formației Gozec. Pressing, dar puțin pressing neorganizat ce permite formației gălățene să plece pe contraatac. Un offside fluierat cu întârziere de linesmanul de pe partea în care se desfășura jocul. 6 minute și 13 secunde, câștigăm angajamentele. Galațiu a avut în are de minute bune un mic avantaj la câștigarea angajamentelor, ceea ce le-a permis să controleze mai bine pucul și situația. Pucul se află pe plasa din spate a porții. A urmat din nou o repunere, un nou angajament. A fost un meci care s-a desfășurat alert, de la o poartă la alta. Ambele echipe și-au dorit și își doresc în continuare. Urmează 5 minute foarte disputate. Reușesc gălățenii să elibereze zona, pucul se află la Cibi Robert, dar jucătorul cu numărul 5 a formației noastre recuperează pucul, încearcă de unul singur, aruncă pucul în zona de atac pe tranziția fundașilor harghiteni, primul apuc Șascov, 2-2 în colț, vine Makarov la suport, o situație bună în colț, luptă Makarov, reușește Makarov, o pasă foarte bună pentru Ribalco, care nu reușește să șuteze la poartă, pas în colț, din nou Ribalco, pune pucul pe poartă, luptă în fața porții Makarov, dar harghitenii încearcă un contraatac. Pucul este aruncat din zona noastră, din zona gălățenilor. Harghitenii sunt în atac. O luptă pentru puc la ieșirea din zona formației gălățene. Ribalco aruncă un puc. Se joacă de la confuz un pic pentru aceste minute. Dacă Gheorgheniu vrea să aibă vreo șansă, ar trebui să fie mai concentrați, nu să arunce pucurile. Sunt în zonă, două, un drop pas, aproape din albastră, un Ribalco la puc, o situație de 2-2 în colț și va urma o eliminare pentru formația gălățeană. Anton Butoșnov într-un moment când formația se afla în apărare va primi o eliminare. O să-i dau cuvântul domnului Chifu pe final. Da, Anton Butoșnov a primit eliminare, parcă jucătorul cu numărul 77 de la Peter Jolt a fost faultat. Cei doi erau într-un clinch mai vechi. La experiența lui Anton Butoșnov însă ar fi trebuit să, părerea mea, să evite această eliminare. Este un component de bază și al echipei naționale României. A contribuit la promovarea în Liga a doua valorică. A jucat și la turneul de calificare la Olimpiadă, desfășurat în Marea Britanie. Am să-l întreb pe domnul Cătălin Geru. Mai sunt 3 minute și 36 de secunde. Ce se mai poate schimba în această partidă, domnule Geru?
Da, e destul de târziu, dar nu e imposibil. Probabil că antrenorul echipei din Gheorgheni va scoate și portarul pentru a crea o speranță și mai mare. Așa ar fi trebuit să procedeze acum pe final. Dar vom vedea. 3 minute de joc, respinge unul de un șut bun al fundașului cu numărul 41. Perde ușor. Perde ușor pucul atacantul Anspas Petre Neznanov. Șut pe lângă poarta apărată de Ruțui, pe contraatac echipa din Gheorgheni. Dar pierde din nou pucul. Maceala singur. Pasă în spate, din păcate o pasă greșită, recuperează echipa din Gheorgheni. Pucu intră în zonă. 1 la 1 duel. Am avut senzația la un moment dat că va fi eliminat din nou jucătorul de la echipa CSM Galați. Șansă mare a echipei din Gheorgheni. Mai sunt 2 minute din acest meci. Ultimul 1 minut și 37 de secunde de acum, au mai trecut niște secunde prețioase. CSM Galați conduce în continuare cu 3 la 1 pe acest HC Gheorgheni. Se află foarte aproape de medalia de bronz la această Cupa României, de ocuparea locului 3. Este adevărat că formația gălățeană. Și iată acum o recuperare și reține pucul Gheleruțui. Evgeni Skachkov a încercat să trimită pucul tehnic acolo, să-l păcărească pe portalul Ruțui și chiar aș vrea să-l întreb pe domnul Radu Viorel. Nu s-a lăsat păcălit portalul de la Gheorgheni de execuția lui Evgeni Skachkov acum, nu? Nu s-a lăsat păcălit. Trebuia să-și țină unghiul din poartă, dar și Ruțui s-a mișcat foarte bine. V-am zis la început portarei și-a făcut datoria cel puțin Otoulu de... A fost într-o zi bună, chiar foarte bună. Un meci frumos, cred că nu se mai poate schimba absolut nimic în acest joc. Un meci echilibrat și plăcut. Time out. A fost cerut un time out, acum urmează un... Time-ul cerut de formația harghiteană. Urmează un angajament în zona defensivă a formației harghitene. Mai e 1 minut și 17 secunde. Câștigă gălățenii acest face-off, acest angajament. Gheorgheni, jucătorul cu numărul 25, reușește să blocheze la linia albastră, aruncă din nou pucul în zonă. Formația harghiteană încearcă să creeze o ieșire din zonă. Gălățenii se apără foarte bine în zona neutră. Au găsit foarte bună intervenția lui Ribalco. Harghitenii vor încerca scoaterea portarului. Ruțui deja a părăsit gheața. Sunt 6 pe gheață. Un clinci puternic la linia albastră. Harghitenii se apropie de poartă. Gol! Gol! A reușit această superioritate a harghitenilor. Pe două bâlbâieli în fața porții. Se joacă, cum am vorbit mai devreme, cu colegii mei. Deci orice se poate întâmpla. La momentul acesta mai sunt 34 de secunde. Cine credeți că a marcat? Același sloven, Eric Pance, un jucător extrem de prolific, de... bun finalizator, se află mereu acolo unde este pucul, unde trebuie să afle lângă poartă și am scris 3 la 2 momente dramatice. Ultimele 34 de secunde vor fi dramatice. Vor fi foarte disputate. Vor
Ruțu este poziționat pentru a ieși din poartă. Se aruncă pucul în zona de atac. Harghiteni încearcă să ajungă primii la puc, nu reușesc. Rivalco a aruncat pucul. Pucul se află în zona neutră. 16 secunde. Se încearcă din nou ducerea pucului în zona de atac. Din nou gălățenii reușesc să blocheze zona neutră. Primii la puc. Nu îi ajută deloc această situație. Se încheie meciul. Victorie pentru formația din Galați, 3-2. Dau cuvântul domnului moderator al acestei transmisii. Mulțumesc foarte mult, domnule Marius Randafir. Victorie pentru CSM Galați, CSM Galați, CSH Gheorgheni, 3-2, formația gălățeană ocupă locul 3 la Cupa României, cucerește medalia de bronz. O victorie meritată, cred, după aspectul jocului.